Atlantia, iubire, Atlantia, vinci Atlantia, Victor, mesaj pentru al 15-lea ministru al transportului sau al 4-lea. Vreau să vă spun despre cum puteți să evitați remanierea și făcând autostrăzi în România. În America trebuia să se facă autostradă care să răzbată America de la est la vest. Și s-a venit statul american, a zis, noi suntem patrioți. Noi facem cu muncitori America. 40 de miliarde de dolari dăm. Și-a venit statul, o companie privată de stat, jumate privată, jumate de stat, și-a angajat numai muncitori americani. Și-a făcut un proiect extraordinar. Și-a luat 40 de miliarde. După 3 luni a venit și a zis, ne mai trebuie 20 de miliarde. Le-a dat 60 de miliarde de dolari. O trecut un an și nu a făcut nimic. Adică nu a făcut drumul pe hârtie, au băgat niște marcaje, au expropiat niște oameni, dar nu a făcut nimic, nu a făcut nicio autostradă. Nu au început lucrările, nu ca la noi 25 de ani. Deci acolo după un an, a venit statul american și au dat în judecată pe toți și au băgat la pușcărie și au luat ălea 60 de miliarde înapoi și le-au mai dat încă penalizări de 20 de miliarde, au luat 80 de miliarde de dolari înapoi. Și după aceea l-au chemat pe taica Trump și i-au dat lui toți banii, nu i-au dat, i-au dat numai 30 de miliarde de dolari. Și asta au zis, eu în 3 luni fac. Și bang, au făcut. Prin urmare, domnilor și domnilor și domnișoarelor, la stat stai, la privat muncești. 350.000 lucre la privat, 68% impozit, cine dracu că tot de prost să plătească, 19 milioane stau, 2 milioane jumătate stau la stat, pe banii tuturor. Ah, bine, produc, ordine publică, învățătură, învățăcei, sănătate, uite sănătatea, era ok. Da. Și acum vă întreb, de ce în România, în românica noastră, eu sunt fără dinții în gură și trebuie să dau 1500 de dolari pe implant și bunica mi-a donat 50.000 de dolari pentru implantele de mele, l-a luat bani de 100 din banii mei și-a făcut la ea 12.000. Că nu muncesc, cică, de aceea. Și că o să mi dea înapoi, dar miliard nu o să mi dea, nici milion, dar pentru popor român. Toate lucrurile de la ea, da, am nevoie. Alea de vindecare și de... Nu am primit nimic. În Raman de la nu am primit nimic. Tot vorbesc telepatic cu ăștia. Nici sfelul de energie, nici alea de cristal, nici... O să primești dacă muncești, mă, dacă meriți, dacă muncești eu ca voi. Deși este Academia de Științe Politice, nu este meseria de politician. Pe atunci ce rost are să faci științe politice? Dacă nu ai o slujbă plătită când termin Academia, înseamnă că la Academia de Științe Politice vin numai mafioți. Sau mă rog, am văzut și mulți tineri care nu știau care e stânga și care e dreapta pe acolo. Dar, în principiu, vin numai niște mafioți, gen Udrea, nu știu ce, Băsescu și alții, care prin furt s-au îmbogățit și s-au gândit, hai să fiu și eu politician. Ceea ce este o chestie lăudabilă. Așa. Dar rămâne conundrumul că nu este recunoscută meseria de bojan în România, știți, la triburile primitive. Cădea unul, jupea gâtul sau picior, venea la vraci, era vraciul tribului, nu era meseria de doctor. Și la vindecă acolo. Ăla murea, e vraciul de vină. Nu e vraciul de vină, este de vină monezile din trunchiul așa de lemn al copacului. Devine tribu, că tribu, săracul, e trib și se cacă și se pișă în curte și nu știe să scrie și să citească. De aceea tribu care nu știe să scrie și să citească e devine că doctorul e vraci și eu sunt vraciul României. Eu, Lucian Ilea, sunt vraciul României și fiind vraciul României, vă văd pe voi cum să faceți drumuri. Da. Așa, pe curbe, frumos, ca la fel de construcție, așa, pantă 5%-7%, de bleu, rambleu, atâta că scoți o parte, pui în alta, să nu-ți rămână pământ, nu știu ce, da, totul foarte frumos, pe hârtie. Din păcate nu este realitate. Dați-i dracule afară pe Bechtel, dați-i dracule afară pe toți. După ce ai dat dracule afară, că se pare că am trecut de faza asta în care i-ați dat afară, scoatem... Păi, suntem patrioți ca în 1924 în America, noi facem numai cu muncitor român. Pe dracu, nu. Chemați pe ea, pe turci, pe sirieni, pe... Da, sigur. Hai să trecem și prin faza asta. Companie românească, patriotică,
Să fie numai cu patru hoți de-a noștri și patru hoții care fură vintilioane, sextilioane, trailioane, quadrilioane. Ăia să vină să ne facă în pizda măsii. Că noi suntem patrioți. Ne avem tricolorul, steagul Atlantiei, nava și soarele. Că nu mai sunt atât. Nu mai am 200 de miliarde. O furat, s-au furat 200 de miliarde. Luați-a 200 de miliarde care s-au furat și faceți drumul în România. Goodbye.